Tudor Sava și-a construit o fermă cu adevărat europeană în apropierea satului Bardar. Crește aici peste 20 de vite, dar vrea să-și mărească afacerea de 2-3 ori. Ideea de a-și face o fermă acasă i-a venit după ce mai bine de 7 ani a muncit alături de soția lui peste hotare. Deoarece a fost emigrant, a avut posibilitatea să aplice la un proiect european, PARE 1+1, implementat prin intermediul guvernului. Așa că a adăugat la investiția lui personală 200.000 de lei din partea Uniunii Europene. Cu banii aceștia și-a cumpărat toată tehnica necesară pentru recoltarea plantelor furajere. Cositoare pentru porumb, asta e cositoare MS-225 pentru lucernă, care cosim lucernă. Asta e grebla care ne ajută la întoarcerea fânului și la grămădirea lui. Remorca, care ne ajută la curățirea. Și tractorașul, care practic e de toate zile. A reușit să le utilizeze doar câteva luni și deja a simțit că face economii. Iar când le va utiliza pentru o perioadă mai lungă, economia va fi mult mai mare. Am economisit 5 muncitori sezonieri. Cu tehnica asta, 20.000 de lei am economisit. Tudor Sava face toate acestea cu un scop bine determinat. Eu tot timpul mi-am dorit un viitor european în Moldova. Și nu de atâta că am fost eu șticotare, de atâta că n-aș vrea copiii mei să meargă șticotare. Eu aș vrea ca ei să aibă Europa acasă. Și unele administrații locale reușesc să facă lucruri mari pe bani europeni. De exemplu, în raionul Nisporeni, datorită unui proiect european, se construiește deja un apeduct. In total, we will provide water to approximately 20,000 people in the three municipalities of Wasserrecht, Nisporeni and Grosseșt. The total project costs are approximately 14.5 million euro. Contribuția populației și cea a autorităților este una simbolică. În schimb, apeductul va fi o adevărată salvare pentru locuitorii din aceste sate, pentru că aici apa din fântâni nu este bună pentru sănătate. S-a constatat că apele freatice au nitriți, nitrați și amoniu sulf foarte mult. Suntem o populație bolnavă. Despre astfel de istorii de succes, precum și despre rostul lor pe drumul nostru comun către Uniunea Europeană, Publica TV v-a relatat, arătat și explicat în cadrul mai multor campanii. Publica face foarte bine că coboară la experiența cetățeanului de rând. Nu vin doar experții cu explicații de ce trebuie sau pentru ce trebuie. O experiență pozitivă, o afacere pozitivă, un proiect preluat din Occident și amplasat aici pe loc. Deci vine cu dovezi foarte explicite și argumentate pentru cetățeanul de rând. Stă în puterea noastră să ne construim viitorul, să transformăm Moldova în țara pe care ne-o dorim cu toții.